Sârbu, să mergem mai departe și cu prezentarea dânsului. Mulțumesc, doamnă președinte. Parțial deja am vorbit, dar următorul slide era anume legat de reprezentarea minorităților naționale și unității teritoriale autonome Găgăuzia. Deci Comisia de la Veneția are un capitol separat la acest aspect, care ne propune ori să avem cote separate și circumscripții separate pentru minorități, ca să nu-i diluăm cu alte circumscripții. De aceea, ce ține de UTA Găgăuzia și minoritățile naționale care locuiesc compact, noi am acceptat și vom propune să stabilim expres în lege că minoritățile care locuiesc compact sau UTA Găgăuzia vor avea circumscripții separate. Ce am în vedere cu separate? Adică hotarele circumscripției nu vor depăși hotarele unității teritoriale administrative unde locuiesc compact, deci aceste minorități, adică și, de exemplu, în UTA Găgăuzia, dacă la urma la alegerile anterioare, conform listei de alegători, erau înregistrați, nu știu, 110-120 de mii de alegători, atunci, matematic vorbind, teoretic, ar putea să aibă două circumscripții. De exemplu, da, ca să nu depășim, dar evident că trebuie specialiști să calculeze. Ca exemplu, sau alte minorități naționale care locuiesc compact, de exemplu, bulgarii. Doar că aici avem o problemă cu bulgarii. Raionul este destul de mic și atunci, dacă sunt doar 25.000 sau 30.000, deviem mult de la principiul general de mărime a circumscripției. Eu știu că Comisia, când este vorba de minorități naționale, admite o anumită excepție, dar oricum ea nu trebuie să fie foarte mare. Aici va trebui să găsim soluții ce facem cu acele minorități care locuiesc compact, dar sunt atât de puține că nu încap într-o circumscripție. Rămâne să găsim aici o soluție. De ce? Rog să veniți cu anumite propuneri și sugestii. Mulțumesc!